Câteva luni în urmă am ieșit în fața dumneavoastră pentru a aduce la cunoștința opiniei publice despre atitudinea organelor de drept și a organelor statului față de cazurile de abuz și exploatare sexuală a copiilor. Bine, am prezentat și am alarmat despre atitudinea neprietenoasă față de aceste cazuri. Am așteptat o reacție din partea statului în speranța că situația se va îmbunătăți. Cu regret constat că îmbunătățirea nu a avut loc, iar statul în continuare eșuează în a proteja și a asigura securitate copiilor victime ale exploatării sexuale. Vă voi prezenta un caz pe care îl asist de la bun început. Atrag însă atenția dumneavoastră că acest caz nu este unul singur, încălcările fiind deja sistemice. Recent a fost inițiată o cauză penală pe faptul implicării mai multor copii cu vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani în exploatare sexuală. Deci este vorba de o rețea și implicarea acestor copii de mai multe persoane. Deci, prin urmare, în cadrul investigației au fost identificați toți suspecții și, în scopul asigurării protecției copiilor victime, la solicitarea acuzării față de persoanele suspecte a fost aplicată măsura preventivă sub forma arestului preventiv. Ce se întâmplă mai departe? La expirarea acestui prim termen, acuzarea are menirea și sarcina să aducă noi probe în susținerea temeinicii și legalității deținerii în continuare a persoanei sub arest, să fie eliberat. Păi bine că la cazul nostru, pot să zic că persoana, figurantul principal în acest caz, aflându-se chiar în izolatorul de detenție preventivă, deci există probe că periodic contacta victimele, copii, încă o dată menționez, cu vârsta între 13 și 17 ani, le amenința și le constrângea să-și schimbe declarațiile. Toate aceste probe au fost puse pe masa judecătorului care urma să examineze acest demers de prelungire. Mai mult ca atât, judecătorului s-a prezentat și probă că figurantul principal față de care se solicita prelungirea măsurii preventive a fost condamnat anterior pentru fapte similare și se afla în termen de probă. Judecătorul însă nu ține cont de aceste probe. El emite o decizie de eliberare acestei persoane sub control judiciar. Foarte straniu, da? Pentru că noi cunoaștem că în multe cazuri unde crima este mai puțin gravă, persoanele sunt deținute în continuare în arest. Aici este vorba de o infracțiune deosebit de gravă comisă față de mai mulți copii. Judecătorul nu ține cont de argumentele acuzării în favoarea asigurării unei anchete eficiente pe de o parte, pe de altă parte, asigurării securității și protecției copiilor care au declarat în cadrul anchetei că se simt amenințați și le este frică de această persoană în caz dacă ea se va afla la libertate. Judecătorul își motivează decizia prin numeroase hotărâri ale Convenției Europene și declară că dreptul la siguranța persoanei suspecte este mai importantă decât securitatea și protecția copiilor. În rezultatul acestei decizii, persoana suspectă evadează din Republica Moldova, părăsește teritoriul prin acea zonă transnistreană și el, având cetățenie a statului ucrainean, evident că se ascunde în Ucraina, de unde el nu va putea fi nici extradat. Care este impactul acum acestei hotărâri, nu știu, pripite sau bine gândite de judecător? Ancheta este în impas. Victimele, când au auzit că persoana este la libertate, evident că refuză să colaboreze cu organele de anchetă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și în vederea obținerii unei condamnări legale pe acest caz. Iar în societate se creează așa o percepție că pentru asemenea infracțiune poți scăpa băsma curată. Mă întreb, dacă s-a gândit oare judecătorul care a emis această decizie la impactul care l-a avut hotărârea emisă asupra stării copilului victimă? Copilul victimă, care el are dreptul prin lege, prin convenții numeroase la care Moldova este parte, să aibă acces la programe de reabilitare,
să-i se ofere o protecție, securitate. Statul însă de fiecare dată ne zice că aici ba programe de reabilitare nu prea există, că resurse financiare nu avem. Pe de altă parte, copilul mai așteaptă și o justiție eficientă și condamnarea celui care i-a cauzat un prejudiciu prin infracțiune. Iar o justiție echitabilă și corectă, ea nu implică resurse financiare, ea implică doar atitudine umană și corectă.